Vă salut băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit un nou episod. Astăzi facem ceva cu adevărat special. O să luăm un super jucător și să cheltuim foarte mulți bani ca să luăm, din păcate trebuie să vă zic. Dar este un jucător de care vom avea nevoie pe termen mai lunguleț, să zic așa, mai lung decât acest sezon. Uh, Probabil că ați văzut deja din titlu și din thumbnail despre ce este vorba, așa că v-aș ruga de pe acum să dați acolo un like și să vă abonați, să dați un share pe tenor și de asemenea, pentru că mă aștept tare, tare mult. Dacă vreți să cumpărați coins pentru FA22 sau pentru FA Mobile, vă recomand site-ul ByFaCoins, aveți un link în descriere, alegeți câți coins vreți să cumpărați alegeți metoda de plată, iar la checkout folosiți codul Cristi dacă doriți pentru reducere de 5%. Cam așa arată momentul de față echipa mea. Pot să cresc și un skill boost second strike dacă nu greșesc, dar o să mai aștept nițel pentru că s-ar putea să nu mi-ajungă banii, dar vom vedea totuși. Și vedeți, 190 de rating, 540 chemeste pentru că pe ultimele live urmați întreba, băi, ce pe mai sau alte chestii. Și hai să vedem la presezon. Azi zis o din că, să, că vrem să l facem pe bel, deci n-ar vrea să vă mai prezint acest lucru. Nu mai este un secret, să zic așa. Deja am completat 3 SBC-uri din 6. Vă zic, sincer, trebuia să fie doar primele două completate și restul o să fie pe clip, dar din greșeală la acest SBC 4 i-am dat submit, adică din greșeală că completasem sbc am să las jucătorii acolo și din euforia aceea mea că am completat SBC-ul i-a dat și Summit din greșeală mi-a dat seama după asta e. SBC-ul 3 l-am gata, SBC-ul 5 în schimb nu este chiar gata și bineînțeles ultimul SBC care ne-ai deblocat trebuie să-l construim noi. Acest SBC3 a fost destul de ușor de făcut, 105 ofere minim, minim 6 jucători, toți de la presezon, 6 națiuni și 4 echipe maxim. I-a trebuie să bag 7 jucători ca să intre și Isaac, fiindcă ea de la Sociedad. Pur și simplu acest SBC l-am făcut cu ce jucători aveam în club, ca și SBC-ul 3, 2 și 1. La SBC-ul 5 și 6 va trebui să cumpăr niște jucători. Deci eu zic că e destul de ok. Știu că o să-mi ziceți, băi, trebuiau 6, adică puteai să pui 6 jucători, dar nu aveam cum să-l fac din 6, doar cu ce aveam în club. Trebuia să cumpăr ceva și am zis că, bă, n-are rost. Plus că mai degrabă Isaac mi-a trebuit fiindcă am 30% de la West Ham, Chil, Cresswell, Rice și Fabianski. Iar Cresol și Rice fiind de aceeași naționalitate era mai complicat. Hai să dăm Samir să băieții să nu mai stăm la taclale și uh, să luăm și niște bonus aici. Pentru că e un SBC cu 7 milioane jumate de coins, uh, bani pe care îi vom folosi pentru SBC-ul 6 în principal. Fiindcă n-am niciun jucător pentru SBC-ul ăsta, dacă nu știați un SBC foarte greu ăsta. Ai nevoie de echipă 114 OVR minim. Uh, 3 jucători, deci, practic, vom putea băga 2 scuturi de 114 și 1 de 112. O să ne coste un pic SBC-ul acesta, dar uh, cred că o să-l biurim, să zic așa. Uh, iar pentru acest SBC-5, haideți să vă arăt, uh, mai aș avea nevoie de încă 3 jucători de la presezon, din ligi diferite de ce am eu aici. Am din liga Germaniei, a liga prima și a doua liga din Anglia, Argentina și cred că am și din Cehia sau așa ceva. Deci, a, și din Olanda. Deci, nu știu, am nevoie de vreo 3 scoțiuri din legi de, destul de ciudate. Uh, iar pentru asta o să vreau să scrii niște pachetele la Snowball. Poate luăm ceva de care am avea nevoie. Spuneți-mi voi în comentarii dacă ați făcut CBC-urile acestea. Uite, de exemplu, mi-ar -mi fi bun Klaus, uh, ar intra în echipă. Cred că și, nu, tipul ăsta nu mi-ar intra. Uh, Vechio nu cred că mi-ar intra. Sakala cred că mi-ar intra în echipă, pentru că e din, din Liga Scoției. Ilmas de asemenea mi-ar intra în echipă. Deci dacă mi-ar da un din acestea jucători, am 4 pachetele, nu sunt foarte multe, dar cine știe, poate luăm ceva și ne ajută. Sau cine știe. Hai să vedem băieții, țineți în pumnii, poate luăm și un Neymar, cum ar fi, ar fi genial. Primul SBC, probabil primul pachetel este cu skill dar e ok, pentru că sunt 1000 și ceva de skill acolo. Încă 3 pachete, hai să vedem cu ce ne încântă privirea acest pachetel și... Iarăși skill dar par a fi mai puține. Cred că sunt doar 500. Uh, cam slabus, cam slabus, până acum n-am prins niciodată 114-116 pe la mine pe cont, nu că, nu că aș fi supărat pentru treaba asta pentru că nici n-am deschis foarte multe pachete, uitați-vă și voi, nici la asta de 3000 de puncte n-am ajuns, dar uite că ajungem acum, vă că mai îmi trebuie un pachet și că pe motorul live pe care vom face, voi deschide pachetul garantat, pentru că mai așa avem nevoie de 100 de puncte. Și în sfârșit am luat un jucător vine aici, dar nu știu dacă o să am nevoie de el, pentru că am un argentinian deja, care cred că e tot din Liga Argentinei și atunci nu mai ar prea ajuta. Hai să luăm și nou în later points-urile astea care sunt foarte bune. Uh, bam bam bam. Hai să vedem dacă putem să-l băgăm pe Vechio în echipă, deși nu cred, cred că Alvarez e tot din Liga Argentinei și atunci nu e niciun avantaj, da, e tot din Liga Argentinei, dar poate ne va ajuta un pic mai mult la overall și s-ar să-l bag pe vechi în echipă, în locul său, dar e cam aceeași chestie. Mă rog, momentan ne lăsăm pe Alvarez, dar dacă o să avem nevoie de rating în plus, o să apelăm la el. Uite de load s-ar da să am nevoie, să puțin băieții. Nu știam că l-am în echipă și uitați dacă îl bag, se pune acolo, deci mai am doi jucători. Și o să-l schimb și pe Alvarez chiar acum cu vechiul, ca să avem și 104 overe, Deci, practic, am nevoie de 2 jucători băieți să cumpăr pentru acest SBC. Hai să vedem ce putem achiziționa. Deci, ceva de Liga, de Liga Scoții, poate. Hai să vedem cam ce am găsit pe aici. o să punem 102 plus, să zic, deși cred că trebuie un pic mai mult. Hai să ne presezon, bam, hai să ne ce găsim. Beto ar fi din uh, seria, nu trebuie. Uite, Savania ar fi o opțiune. Iar din Liga am putem să luăm pe Lafont, care este cel mai ieftin. Are și 103 overe, deci e fix pe acolo ce ne-ar trebui. Perfect și hai să vedem ce am mai găsit. Prețul ăsta de 650.000. Poate Taremi să mă ajute, dar nu știu dacă mă aștept cu rating, oare doar 102 Taremi. Cunia, Grifo, Soares ar mai fi Günther, dar sunt din, ligile, din primele ligi spaniole, germane și am deja de pe acolo. De Tomas e din Liga 2 a spaniolă și cred că o să luăm pe De Tomas, băieții care cred că ne ajutăm. Sper că am calculat bine și că, și că nu aveam jucători din Liga 2 a spaniolă. Sper să fie așa și o să completăm și acest SBC 5. Hai să vedem. La font intră bine. Și de Tomasi intră și el foarte bine. E perfect, băieți. Am completat svc ul Suntem și cu ratingul perfect. Nu știu exact oare ca cât rating suntem, dacă putem scădea ceva. Iar asta dacă îl scot pe Jesus și îl bag. Nu, no, deci suntem exact la fix, băieți, cu ratingul. Un rating în minus dacă am avea și n-ar mai fi 104. Cam asta este echipa mea băieții, completată uh, cu toți jucătorii. Dacă aveți și voi nevoie pentru SVC-ul vostru, dacă nu l-ați făcut deja, puteți folosi acest squad, de exemplu. Azi a zis, un n decât un milion jumate pentru această echipă, în rest aveam jucătorii prin club și eu zic că merită pe total pentru că uh, dacă nu știați, vă repet, dacă nu știați, vă zic eu acum sau vă repet dacă e, Bale va rămâne și în sezonul viitor, gen o să primiți o carte de -o lui Bale în sezonul viitor. Nu una de 117, dar o să fie bună la început de joc. Uitați, pe exemplu, you will receive an exclusive elite version of this player in the next season of FIFA Mobile. Deci, eu cred că este un jucător bun de făcut, fiindcă la început de sezon o să fie greu să faci rost de jucători eliți. Și aici 114 OVR, nu cred că am pe nimeni de 114 sau 112 măcar. Da, nici măcar de 112 n-am pe cineva. Hai să vedem, căutăm jucători băieții și revenim. Bun, am luat gula și cu 2 milioane jumate. Hai, l-am arătat pe Bobby Firmino, fac. Măcar l-am luat pe Son, băieții, cu 5 milioane 700. Am stat ceva la snipe, ați văzut și voi. Și l și pe Firmino acum cu 7 milioane 200 de mii. Am mai prețuțat puțin la preț pentru că am stat destul de mult caut la snipe. am zis că, bă, n-are rost. Hai, las, pentru un milion de coins mai economisim niște timp, să zic așa. Și hai să băgăm aici la SBC. Sper că nu era vreo cerință de ligă sau așa ceva. Nu, nu era pentru că n-am mai fost atent la treaba asta. Și sper că e ok cu 112 și 2 de 114. Așa ar trebui, nu este ok, fai leu. Nu, no, și -l -o l -a fix pe bine de băieți de 113, dar destul de scump, sincer, destul de scump. Am crezut, teoretic, matematic vorbind, ar trebui să meargă cu un 112, pentru că ar da, cred că, 0.50, 113.50. Dar, aparent, la FIFA nu este de ok, așa. Mă, mă rog, măcar e bun beneder deși am cheltuit -am mai mulți bani așa cu beneder am cheltuit 5 milioane în plus. A, ah, asta e, dăm aici să amit, să, să, mă lasem în pace, să vină Bale odată. Și avem și pachetele, e important, sper să aibă și o animație, nu să vină direct așa. Și am dat-o din greșeală, schimb, dar nu mai contează, dar avem pe Bale aici, băieții. 117 Bale cu 20 rank cap. Un jucător foarte, foarte bun, foarte high rated și hai să-l băgăm și în echipă într-un final. O să-l înlocuiască pe Adama, o să stea un pic out of position. Nu are nici second strike precum restul jucătorilor, dar nici nu mai contează asta pentru că are un rating atât de mare încât e super, super de ajuns, să zic așa. Plus că are și rank 20, m-ar costa o avere să mai schimb Rankul. Uitați-vă și voi ce shooting are, ce passing bun are și pe defending stă bine Bale mult peste Adama Traore. Asta e Adama, a fost un jucător chiar bun, dar a venit timpul să-l schimbăm. Ne-a scăzut un pic la, la skill boost, pentru că ea doar 11 oricum. Asta e, din păcate, nu avem ce face, are rank la 20, măcar, care e foarte, foarte bun și de folos. Iar acum hai să creștem și skill boost-ul, second strike, să fie ultimul la de al clipului. 5 milioane de coins, practic ne-am dus pe 0 cu banii. Dacă mai vindem gula și o să mai avem câteva milioane, 2 milioane, 3, dar mare suntem pe minus, aproape pe minus, dar am făcut 194 băieți și suntem acolo în drumul spre 200 OVR, țineți în pumni să facem 200 overe, eu cred că pot să fac 200 OVR. Voi cât aveți, spuneți în comentarii, ăsta a fost clipul și până mâine la următorul episod să ne zicem cu bine, Papa. Pa.